conflictul în cadrul căruia au fost folosite și obiecte contundente să a iscat în localitatea Bălteni, între mai multe persoane sesizați polițiști împreună cu luptători de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale sprijiniți de jandarmi s-au deplasat imediat la fața locului. În urma intervenției au fost executate mai multe focuri de avertisment în plan vertical, fără a fi rănită nicio persoană. În urma conflictului, șase persoane cu vârste cuprinse între 40 și 54 de ani au fost rănite, iar o altă persoană a fost evaluată medical la fața locului. Polițiștii din Dâmbovița efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitatea tuturor împrejurărilor producerii evenimentului.